Azi e duminică, prima mea săptămână în Cork, Irlanda. S-a terminat, e 7 martie, e cam ora 11 și ceva seara. Ce să vă zic, azi am fost la Penny's, un poco prin City Center, ne-am plimbat o leacă cu Aitiver și cu cealaltă prietena ei, Claudia. Acolo la Penny's, mă rog, e un fel de, cum să vă zic, de haine și toate cele la un loc. Și ne-am mai întâlnit cu o altă spaniolă care mi-a făcut fetele cunoștință, e de treabă fata. Mâine mă pregătesc, cred că o să fie prima mea zi de lucru. Trebuie să fac și memoria. După cum ziceam, e data de 7 martie. E duminică. Am fost prin oraș, apoi seara ne-am întors acasă, am luat cina, m-am stat pe leacă la televizor și mă pregătesc să mă culc. Hai totuși să vă arăt ce mi-am luat, dacă tot m-a lăudat de penis. Let's see. Mai întâi m-am luat vreo două hanorace. Mie chiar îmi place ăsta. În fine. E ok. Altceva. Mai am cumpărat o geachetă. O geacă, mă rog. Așa și așa. Dacă în cazul se fac o leacă mai cald, oricum nu-mi plac chestiile astea, încă un hanorac. Mi-a plăcut culoarea, chiar dacă e un verde așa mai deschis, dar e ok. Așa. Și o pereche de blugi, că nu prea mai am. Cam astea sunt. Toate chestiile astea m-au ajuns cam 60 de euro, da, e ok. Nu e problemă, oricum mi se par mai ieftine ca în Spania, așa că... Păi ce zic, vă mai readuc aminte că azi e 7 martie, duminică, e prima săptămână în Cork, tot ok. Abia aștept să încep mâine și să văd cum e și pe la muncă, poate mai apuc să mă intru și online. Ok, vă las acum și ne vedem mâine, bănuiesc, să vă povestesc ce am făcut.